Bună seara, bun găsit. La final, tragedia de la 2 mai a repus pe tapet o realitate pe care noi, ca societate, am ascuns-o supreși an la rândul, încet, dar sigur, la adăpostul indiferenței noastre și a complicității autorităților în multe dintre cazuri. Drogurile au pus stăpânire pe țară, pe copiii noștri, pe școlile în care învață, pe străzi și cluburi și pare că astăzi este un fenomen scăpat de sub control, de sub orice control instituțional al acestei țări. Găsim droguri în delta, de pildă, pescarii recuperează tone de cocaină aduse de valuri. Nu există săptămână în jurnalele de știri fără ca o vedetă de televiziune sau de orice fel să nu fie prinsă drogată la volan. Și statul pare neputincios în a face ceva, în a gândi o strategie, în a limita, de fapt, până la urmă acest flagel. De curând, președintele și premierul au tras un semnal de alarmă și au anunțat că vor discuta subiectul în viitoarea ședință de Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Despre ce mai e de făcut, dacă mai poate fi făcut ceva, cum înțelege de fapt statul acest fenomen, sperăm să înțelegem și noi de la actualul ministru de interne, domnul Cătălin Predoiu, invitatul meu de la această oră. Vă mulțumesc, domnule Predoiu, pentru disponibilitate și pentru faptul că ați acceptat invitația mea la dialog, pentru că acest caz de la 2 mai ne-a arătat încă o dată, de fapt, care e așteptarea societății și cât de mare este emoția în societate când vine vorba de această problemă, când definitiv nu e despre droguri, e despre viitorul copiilor noștri. Că dacă ne uităm pe statistici, datele sunt absolut îngrijorătoare. Dar în debutul acestei ediții am două declarații pe care o să vreau să le compar. Avem o declarație din 14 iunie 2023 și sună cam așa. Legat de droguri, cred că suntem cu toții de acord că este inadmisibil ca la mai puțin de un kilometru de acest loc în care vorbim să găsim școli pline de droguri și vă spun în cunoștință de cauză, vă spun ca părinte. Droguri în școli, nu există în optica mea să rămânem în această ipoteză. Ce este de făcut? Știu ce este de făcut. Trebuie să aplicăm programe, strategii. Vă recunoașteți în declarația asta? Dacă nu mă înșel, este o declarație dată la audierile de la Parlament. Da. Înainte de a ajunge ministru. Și un scurt arc peste timp, 29 august 2023, tot dumneavoastră, domnule Predoiu, le-am spus textual, erau acolo peste 30 de oameni, cred, deci am peste 30 de marturi și am spus textual acest lucru. Bătălia cu drogurile la categoria adulți în momentul ăsta este pierdută. Ce s-a întâmplat în astea două luni și jumătate, domnule Predoiu, de pare că ați capitulat în fața luptei cu drogurile? Cea de-a doua declarație avea o urmare. Vă rog. Și acum și am făcut de mai multe ori această precizare, respectiv că trebuie să ne organizăm ca să o câștigăm. Din păcate, n-a fost reținută decât prima parte și expusă ca și când ar fi vorba de o capitulare în fața acestui fenomen. De asta a fost reținută doar prima parte. În realitate, lucrurile stau complet diferit. Da, înainte de orice, ca să intrăm în miezul emisiunii, dați-mi și mie voie să vă salut și oficial și pe dumneavoastră și telespectatori să vă mulțumesc pentru invitație. Revenind acum la această temă foarte importantă, ea n-a fost pusă pe tapet doar după tragedia de la 2 mai. În primul rând că ani de zile presa a semnalat fenomenul. În al doilea rând, în ceea ce mă privește, așa cum ați citit și declarația noastră, două luni înainte la Parlament, la audiere, am spus foarte clar că avem o problemă la nivel național și că va fi o prioritate a Ministerului Justiției. În al treilea rând, odată ajuns în minister... Ministerul de Interne. Da. Am explicat acest lucru și la nivelul ministerului, dar și direct în sediul Inspectoratului General al Poliției Române. Și acea declarație cu bătălie pierdută, de acolo provine, pentru că acolo am avut un dialog foarte deschis, onest, cu cărțile pe masă, cu șefii Poliției Române, de la toate compartimentele. O să vreau să vorbim despre ce ați găsit în minister și cum va primi ministerul. Că... În care am spus, ăsta e nivelul de la care plecăm, nu e în optica mea să rămânem aici, trebuie repornite motoarele, regândite aceste acțiuni, realocate resurse, făcut ceva, plecat la luptă. Deci asta este întreaga declarație. De ce ați avut declarație? Adică, am vrut să trag și un semnal de alarmă. Da, ce fel de minister ați găsit? Hai să vă întreb foarte direct și aștept un răspuns foarte direct. Și eu n-am văzut la oamenii politici când au intrat pe poarta acelui minister niciodată o radiografie corectă a acelui minister. Care știm cu toții că e un minister cu probleme. Știm cu toții ce patronează. Știm cu toții cum e folosită poliția instituțională în țara asta. E un minister cu probleme. Păi da, dar niciodată n-a fost admis public lucrul ăsta. Toate instituțiile au probleme.
dacă să o luăm așa, e un minister și cu potențial. Dar instituțiile și se ocupă rezultate. Cu ordinea și dar ceea ce disciplina. Face Ministerul de Interne, armele sale mai ales, să vede imediat consecința oricărei acțiuni sau inacțiuni este instantanee aproape, de breaking news, și în sens pozitiv și în sens negativ. De-aia percepția este mai puternică. Să ceea ce vreau să spun este că această prioritate a fost lansată mult, mult înainte de 2 mai. Și ceea ce eu am vrut să fac prin acea declarație cu atenție, am pierdut bătălia și în sediul poliției, dar și în spațiu public, a fost să atrag atenția asupra acestui fenomen, adăugând imediat, nu e în optica mea, cum ați și citit, să rămânem în această situație. În optica mea este să ne reorganizăm, să dăm din nou această bătălie și de data asta să o câștigăm. Ba, sigur, lucrurile nu se întâmplă peste noapte, mai ales la un fenomen de asemenea dimensiuni. Dar, pe de altă parte, pot să vă și asigur și pe dumneavoastră și pe cetățeni că nici nu plecăm de la un zero. Adică, cu toate neajunsurile și neîmplinirile, acest aparat lucrează și credeți-mă că lucrează din greu. Și e pus sub presiune, nu numai de provocările din teren, dar personal și eu fac această presiune în sens pozitiv. Domnul Predoiu, de a duce lucrurile și noi înainte. Lucrăm, toată lumea lucrează sub presiune. Un job presupune și presiune, presupune rezultate și în privat și la stat. Hai să nu le facem acum o statuie polițiștilor că lucrează sau organelor. Asta. Păi nu, că vreau să fiu drept, e în fișa postului să-și facă treaba, da, Dumnezeule. Putem dacă aplaudăm normalitatea... De acord, dar să creează percepția, da, care e greșită. Bun, pe de o parte, fenomenul există, n-a fost combătut eficient, avem o problemă, trebuie să fim mai buni, dar automat se trage și concluzia și nu se face nimic sau nu s-a făcut nimic pentru asta. Ori aici eu am o rezervă, cel puțin, ca să nu spun că sunt gata să contrazic, inclusiv bun, cu cifre. Bun, dumneavoastră stă și moștenitorul politic al predecesorului noastră, nici nu puteți să aveți foarte multe păreri în sensul ăsta, care înseamnă să vă atacați ierarhic un superior. Înțeleg și asta. Miza aia e mult prea mică. Pentru mine, Ministerul Pentru de Interne politic, nu are miză politică. Da. Nu vreau să-l joc politic. Nu vreau să-l joc politic. Am înțeles. Ceea ce fac acești oameni este mult prea important pentru fiecare cetățean ca să-mi permit indecența să joc politic performanța Ministerului. Dar sunt obligat. Așa. Și față de acest aparat cu care de mâine dimineață nu căreau mânt, continui munca, pentru că aici nu încetează munca niciodată. E non-stop, da? Să recunosc acolo unde se muncește și să fiu corect în evaluările și în concluziile mele. Adică, de acord, criticăm, arătăm unde nu e în regulă, mobilizăm oamenii, că asta e scopul acestei discuții, îi reorganizăm dacă e nevoie, tot pe baza cum ideilor lor. La IPJ Constanța și o să cum vreau să vorbim. Să fac la Constanța. Da, haideți să vorbim mai în concret. Să vă dau câteva cifre, că ați vorbit de droguri. Eu înțeleg că trebuie să dați și disclaimere că mâine vă întoarceți într-un minister care nu poate să vă fie încă ostil. O dată. Nu asta evident. Este jocul meu. Eu vreau pur și simplu, da, să fiu corect și să informez corect. Asta îmi doresc și eu, domnul ministru. Sunt totuși pe droguri sute de acțiuni făcute, da, anul acesta. Sunt tone de droguri confiscate. Bun, haideți că mi-ați ridicat la fileu. Sunt persoane trimise în judecată. Că noi, uitați, de exemplu, în Porto Constanța, pe unde e bun, de trafic alarmat, trebuie văzut. Niciun gram confiscat în ultimii 2 ani. Ok, în regulă, hai să vedem de ce vreau să fac tabula rasă acolo și să reconstruim tot. În 24 de ani am confiscat mai puține tone decât într-un an în Rotterdam, adică Dumnezeule. De acord cu dumneavoastră, hai să întrebăm și cu scannerele alea și de ce nu funcționează. De ce nu funcționează? Păi nu știu, poate nu răspunde poliția și la treaba asta, da? Păi unde sunt scannerele? Apropo, unde scannerele? Scannerele sunt în port, din câte înțeleg. Și de ce nu operează poliția? Dar dincolo de acest lucru, de acord cu dumneavoastră, în fond, iertați-mă, am fost de la început, cum să spun, concentrat pe această, nu vreau să spun că am fost prima, am fost concentrat pe știu, această problemă. Știu, păi de asta am început, permiteți-mi, nu de la Parlament, am cu ani de zile în urmă. Știu, dar permiteți-mi, pentru că nu degeaba am început cu declarația dumneavoastră de la audieri, pentru că dumneavoastră spuneți foarte clar, găsim, nu e posibil ca la un kilometru de acest loc de Parlament, da, de Parlament, să găsim școli pline de droguri și vă spun în cunoștință de cauză, vă spun ca părinte. Da. Domnule Predoiu, între părintele Predoiu. Exact. Da. Cum au ajuns școlile pline de droguri în România, domnule Predoiu? Pe de o parte, fenomenul s-a răspândit, pe de altă parte nu. Cum? E o afacere globală, despre ce vorbim. 85 de milioane de europeni, 85 de milioane, între 15 și 64 de ani, au declarat că au prizat droguri cel puțin o dată. 85 de milioane. 30 de miliarde piață în Europa. Până să rezolvăm problemele altora, eu vreau să rezolv problemele noastre. De acord. Cum s-a întâmplat în România? Păi, această afacere s-a globalizat, dacă vreți. A penetrat încet, încet în România. Mecanismul n-a fost adaptat permanent.
Și a intervenit, dacă îmi permiteți și mie, și eu, dacă vreți, o desconsiderare a fenomenului, sub presiunea tot temei. A protejat poate statul la nu. Nivel instituțional rețelele de traficanți, domnule Bredoiu? N-am nicio informație în acest sens și acum am informații. Nu, nu am negligențe, da. Cazuri precum cel de la Brașov, revenim la el, da. Dar sistemic. Nu e un fenomen generalizat. Nu e un fenomen generalizat. Fenomenul este de consum. Nu, și de protecție, trafic. Că l-ați invocat pe cel de la Brașov. Nu. Eu nu am informații oficiale la acest moment și nici neoficiale care să-mi spun că există rețele. Uh-huh. O astfel de concluzie ar fi, cum să spun, catastrofală. Dacă domnule s-ar verifica. Există pe o întâlnită ideea populară că într-un oraș de provincie, mai mare sau mai mic, polițistul da. Știe următoarele lucruri. Unde-i bordelul orașului, da. Okay. Unde-s cămătarii orașului de și unde-s drogații orașului. Îmi spuneți mie că de nu acord. Știe că polițistul nu protejează la, pe cale de consecință rețele? Dacă gândiți la o protecție pasivă de neglijarea subiectului, asta și spuneam, a da. Fost desconsiderat, neglijat, ignorat în multe locuri, de acord cu dumneavoastră. Păi și dar asta ideea o formă de complicitate, fost, dacă vreți. O pasivă, dacă vreți. Da. Instituțional, la modul general. Pedepsibilă. Dar nu pot să spun că tot sistemul, că nu pot să spun că toți polițiștii fac asta. Ba mai mult, hai să revenim la cazul de la Brașov. Că și ăsta da. Prezintă oarecare importanță sub aspectul percepției. Pe bună dreptate s-a semnalat gravitatea fenomenului. Un polițist care deține droguri. Nu un kilogram, cum s-a spus, mult mai puțin, câteva grame, mie dar oricum... Mi s-a părut ridicol grav. Cazul, mă scuzați. Că bun. Sub umbra unui caz ambalat de presă, rețelele prosperă în continuare. E grav ce s-a întâmplat. Dar vă spun, un polițist. Da. De cine a fost prins? Tot de polițiști. Deci, domnul Predoi, ce vreau să ne-am spun uitat acest și noi lucru. La filme cu narcomani. Se mai dau gât și ei ca să... De acord, dar vrem să avem o concluzie corectă? Vă care ar fi da. Aia? Există polițiști care, cum să spun, și-au uitat menirea. Da. Dar există sistemul care, totuși, pus la treabă, Doamne funcționează. Doamne ajută, că de asta da? Sunt plătiți. Păi, nu numai asta, dar și vor cei mai mulți dintre ei să facă acest lucru. Mm-hmm. E un aparat acolo. E o armată. E o armă. Armata se duce unde îi dai ordin. Dacă nu-i dai ordin și stă, stă. De asta vă întrebam. Dacă îi dai ordin da. Să se ducă, se duce. A existat un ordin, dacă vreți, politic până acum de luptă împotriva drogurilor, domnule Eu sunt de acord cu dumneavoastră că, la modul general, la nivel politic, nu s-a perceput la timp gravitatea problemei. De aceea, eu vă pot, mi-ați dat declarații de acum 3 luni de zile, dar sunt lucruri pe care le-am inițiat și făcut acum 3 ani de zile. Tot Ministerul de Interne a făcut o strategie contra crimei organizate și traficului de persoane. Și acolo am declarații din 2010-2011, când elaboram legi care se aplicau fenomene. Pe de altă parte, instituțional, cum spuneam, întreaga armata n-a fost pregătită pe măsură ce a evoluat dinamicul, dacă vreți. Știți de ce, da? Domnule Predoiu? Știți de când e legea privind combaterea drogurilor de mare risc? Doare, de când datează? Doare. 2000. 2000. Câți ani au trecut de atunci? 23 de ani. Deci, cum poate să fie pregătită societatea, instituția, să lupte contra unui astfel de fenomen cu o lege din 2000. Contra substanțelor psiho... mă rog, nu scapă termenul acum. Tropice, active. Da, exact, psihoactive, da? Interzise. 2011. Păi, degeaba avem strategie deci ținută la sertar, domnule Predoiu. Ne suflecăm mânecile, da. Ne apucăm de treabă și dăm bătălia, așa cum am spus. Ok, asta sună încurajator, dar știți care e de fapt problema? Pentru că de ce e vulcanul ăsta de nemulțumire în societate, domnule Predoiu? Pentru că în orice mediu social te-ai duce, fie că vorbim de, uite, de presă, fie că vorbim de locuri banale de muncă, fie că vorbim de... Toată lumea știe că în liceele din capitală sunt sub influența acestor rețele de trafic de droguri. Pentru că trebuie făcută și prevenție. Pentru că dacă așteptăm doar de la poliție rezolvarea Toată lumea problemei. Știe că în cluburile da, okay. din capitală și de pe litoral Bun. Și în toate aceste festivaluri de larg consum, se consumă și vedem, dacă intrăm acum pe Google și scriem droguri untold, droguri nu știu ce, ne apar în cazuri de copii scoși pe targă de acolo. Bun. Vedem, stați puțin să termin, vedem că dacă scriem în Google vedete de la orice televiziune, din orice serial, prinse la volan, bete și drogate. Adică vedem că e un fenomen larg răspândit și nimeni nu pune următoarea întrebare. S-a dus cineva, ca și în cazul tragediei de la 2 mai,
pe firul firesc. Bănele, de unde cumpără ăștia droguri? De unde se droghează toată lumea? Pe YouTube vă spun, dacă scriem împreună acum, eu urmăresc niște influenceri de ăștia din zona de YouTube care sunt stand-up-uri și ce mai sunt ei? Dom'le, povestesc cu gurița lor cât din bugetul familiei alocă pe droguri lunar. Sunt surse deschise. Și asta îmi spuneți de oameni care își fac treaba. Dom'le, și-or face treaba, dar și-o fac foarte discret, domnule ministru. Poți să răspund? Vă rog, da. Deci ca să răspund... V-am chemat ca să vorbiți dumneavoastră, să știți mai multe, dar... Nu e problemă, că putem cred face că și cu schimburi. Cred că întruchipez nemulțumirea v-am unei ascultat, societăți. E pertinent ce întrebați, da, și vă răspund. Întâi, concret la întrebarea noastră. Da, s-a dus cea, de exemplu, la 2 mai. Cei care au furnizat drogurile, rețeaua, da, au fost căutați, găsiți, la ora asta sunt în anchetă, sunt urmări. Și în alte deci cazuri, s-a luat la urma a rețelei. Nu s-a văzut la nu, televizor? Nu, caz, de exemplu, ci că cumpărau de pe Dark Web. Bun, încă o dată vorbim de milioane. Vorbim de foarte mulți furnizori. Pe măsură ce se activează acest mecanism, ba, nu știu dacă o să putem instantaneu, într-o lună, în două luni de zile, să eradicăm acest fenomen. Nu vreau nici să, cum să fiu neserios în ceea ce, bun, ce, da, ceea ce spun. Pe de altă parte, expozeul dumneavoastră mai ridică o problemă pe care, cu iertare, n-ați atins-o. E și o problemă educativă și culturală. Când dumneavoastră descrieți un fenomen care a penetrat în foarte multe locuri, de la școli, licee, până la, mă rog, cluburi, restaurante sau în lumea artistică, și nu numai, și nu numai, da? Înseamnă că este un fenomen, e o problemă educativă și una culturală. Înseamnă că fenomenul trebuie abordat din mai multe părți. Dacă vom aștepta doar prin represiune eradicarea acestui fenomen... Nu, sigur. Foarte complicat. Pentru că nu combaterea vizează două laturi. Partea de trafic se duce spre furnizor. Sigur. Partea de consum se duce spre client, spre consumator. Este imposibil să rezolvi doar prin această acțiune problema drogurilor. Oricât ai confiscat, oricât ai trimite în judecat, oricât ai destructurat și să, de asta spunem că se fac lucruri. Anul ăsta s-au destructurat pe droguri, doar pe droguri vorbesc. 37 de grupuri infracționale organizate, 37 de rețele, cum le spuneți dumneavoastră. Nu-i puțin lucru, 37. Înseamnă depistare, infiltrare, culegere de probe, consolidarea probelor. Domnul ministru, de regulă la televizor ce apar, apar cazuri de la penibile cu 2 grame, 3 grame, păi, da, și razii ale polițiilor făcute pe autostradă cu reporterii ciorchine, mai cad și vedete. Să vă dau o veste bună sau plasă, proastă, nu știu cum să spun. Ați băut, ați... Da. Nu toată realitatea încape în televizor. Există foarte multe lucruri de acord care sunt în realitate și n-apar la televizor, inclusiv acțiuni de combatere a traficului și consumului de droguri. E și aici o vină a aparatului că n-a comunicat mai din timp, mai ritmic. Care e cea mai mare captură de droguri din acest an, domnule ministru? Păi în acest an s-au capturat 600 de kilograme de droguri de risc și mare risc. Așa. 3 tone de precursori, 600 de kilograme de masă verde. Numai de curând au fost 20 de kilograme atunci la gala. Ați găsiți zilele trecute. Știți la fel o captură importantă. Știți câte tone de cocaină s-au găsit în portul Rotterdam doar în 2021? Stați puțin. 70 de tone. Dumneavoastră ați citit declarațiile mele. Da. În declarațiile mele scria cumva că am rezolvat situația, că situația e ok? Sau scria că e invers? Eu nu spun altceva decât că este în neregulă. Încă o dată, am fost citat și răscitat cu această declarație într-o cheie negativă foarte mult timp, că am pierdut bătălia. Păi e un semnal de alarmă. Dar a doua frază spune și trebuie să o câștigăm. Deci, nu este în regulă situația în care suntem. Am venit și am spus răspicat acest lucru chiar de la Parlament. Am spus-o în minister între patru pereți. Am spus-o afară în fața camerelor de luat vederi. Ori iau aici, dar tot așa de clar vă spun și răspicat. Așa. Nu sunt omul care stau să mă uit cum trece timpul pe lângă mine. Și să mai bifez, an de muncă. În acest an de muncă, nu? De mandat, cam un mandat de un an și jumătate, să zicem mai un an și până la sfârșitul anului viitor și patru, spunând că nu se schimbă guvernul. Așa, da, și da. Întrece okay. Promoțiune. N-am de gând să las lucrurile cum le-am găsit. Ceea ce vreau să spun însă, este că n-a început lumea cu mine. Acești oameni au muncit și înainte de mine. S-au depus eforturi și înainte. Poate cu nu cu resursele suficiente.
Spre exemplu, la București, cei alocați luptei cu drogurile a scăzut undeva de la o schemă de spre 200 de oameni, undeva la o schemă de 56. Am avut alte priorități, ne-am luptat cu corupția, trebuie să realocăm resursele, da, trebuie să regândim niște scheme, cum încercăm să facem în Constanța. Da. Trebuie să venim, premierul a spus, mi-a spus premierul, ai mână liberă. Păi, eu mici mâinile, să știți, dar la un moment dat va trebui să și le miște și guvernul. Să aloce resurse. De câți bani aveți nevoie, domnule Predoiu, ca să luptați eficient cu drogurile? Întâi trebuie să măsurăm, să cântărim și după aia să spunem. După aia să tăiați, e nevoie, în primul rând, de mai mulți oameni. Da? Avem 40.000 de posturi liste. 40.000. Am deficit de personal de aproape 30%. Egal așa pe toate armele. Polițistul care termină academia și intră în bătălia asta în care cerem noi să lupte, îi plătim 2.000 și ceva de lei pe lună. Îți pare normal? Mie nu. Nu mi se pare normal nici salariul profesorului, nu mi se pare... De acord. Bun. Dar e un fenomen critic. Da. E un fenomen critic. Trebuie să ne adresăm prioritar. Vrem să-l ducă la război, vrem să câștigăm, trebuie să alocăm resurse. Și președintele va fi președința viitoare, ședințe CSAT. Ce s-ar putea întâmpla după ședința CSAT cu un astfel de subiect pe agendă? La ce ar trebui să ne așteptăm? Bună, și vrea să anticipeze ședința CSAT. Nu, de regulă, când e introdus în CSAT, nu e introdus degeaba. Nu e introdus degeaba și mă bucur acest lucru. Mă bucur acest lucru, e un mare pas înainte. Și cred că va fi vorba de amploarea fenomenului. Trebuie să evaluăm fenomenul cu date, cu cifre mai pendelete. Mai tehnic, mai arid, dacă vreți, mai puțin spumos decât într-o emisiune. Ar putea fi privită ca o vulnerabilitate la adresa Siguranței Naționale, cum a fost pe vremuri, nu știu, introdusă corupția? Vom vedea ce arată această analiză. Că vor fi toți colegii acolo și se vor pronunța în frunte cu președintele, da? Bine, va fi și domnul de la Finanțe. Discuta... Acum, nu știu dacă va fi neapărat întrebat despre ce părere are. Va trebui să găsească bani. Știți, noi nu vorba doar de asta, că lucrurile astea se cam leagă. Da. Pentru că cel care face droguri face și contrabandă, face și o evaziune fiscală, ieși într-un grup organizat câteodată, dacă nu de fiecare dată. Deci, comite acte de corupție, să nu uităm de treaba asta, că e uleiul care unge tot... Nu mai este corupție, acum s-a ridicat MCV-ul, da. Bun, MCV-ul a fost nu numai despre corupție, da? Deci, toate lucrurile astea, fără îndoială, vor fi analizate, vor primi un răspuns, o ripostă, și se vor amforsa, probabil, și măsuri legislative, și măsuri de dotare logistică, și o articulare între instituții care să coroboreze mai bine datele date pe care le au. Cu ce date veți merge la această ședință CSAT? Cu ce date veți merge la această ședință CSAT? Pe care vi le pot prezenta și noastră, plus altele, nu, să ce vi se pare esențial de rostit în această ședință, din perspectiva ministerului pe care îl conduceți? Mi se pare esențial de evaluat amploarea la care a ajuns fenomenul și aparatul care lucră, nu neapărat doar în termeni numerici, ci modul în care el a fost gândit. Spuneam de lege că e din anul 2000 adoptat. 2000. Da. Raportată la fenomenul din anul 2000. Suntem în 2023. Da. La fel sunt și structurile. Sunt gândite la orizontul anilor 2000. Da? Suntem în 2023. Păi și în casă-s mai mulți mobila după câțiva ani de zile. Dar minte un aparat ăsta care trebuie să fie permanent, flexibil, adaptat în mișcare, dinamic, conectat la evoluția fenomenului cu care se confruntă. Domnule Predoiu, asta trebuie să gândim. La un moment dat, asta încercăm la Constanța. La un moment dat, justiția din România n-a mai putut face față fenomenului de corupție și a cerut ajutorul serviciilor secrete. Stați puțin să termin. La un moment, păi nu, că am văzut și așa. M-am încruntat puțin. La un moment dat, ANAF-ul n-a putut face față și Victor Ponta a chemat serviciile secrete să-l ajute la colectare. Considerați că e un moment în care Poliția Română, Ministerul Afacerilor Interne, nu face față fenomenului și ar fi nevoie și de ajutorul serviciilor secrete în chestiunea asta? Informații există și se lucrează bine în zona aceasta a informațiilor. Trebuie însă utilizată mai eficient. Și încă o dată trebuie ținut pedala instituției la podea. La podea. Păi semnalul vine de la dumneavoastră, de la factorul politic. Că dacă dumneavoastră nu țineți pedala... Nu vi se pare că l-am dat? Da, nu, dar mă refeream și în trecut, așa, ce au făcut cu pedala. Mi-am legat piciorul de pedală, să știți. Da? Am anunțat și ministerul lucrul ăsta. Îl dezleg când mă dau jos și merg acasă. Deci, nu se poate în lumea contemporană combate eficient infracționalitatea de toate tipurile. De la corupție la evaziune fiscală până la droguri, fără informații. La cât estimați piața de droguri din România, domnule ministru? În cifre mari. Câte miliarde? Nu cred că... În primul rând că e în preponderent, încă este o piață de tranzit.
Deși asta apare și în rapoartele oficiale. Dar ce rămâne și ce se tranzacționează pe piața internă, la cât estimați? Nu vreau să mă hazardez, pentru că vă spun ceva. Nu cred că noi am decopertat tot fenomenul. Ok, să zicem câteva sute de milioane anual? Cred că da. Dar nu e o cifră oficială. E cât activitatea unei multinaționale, dacă vreți. Dumneavoastră îmi spuneți că, având murmarul ăsta de bani... Hai să vedem, uitați, poliția a confiscat 3 tone de precursori, așa. 320.000 de comprimate, 600 de kilograme anul ăsta, 600 kilograme de culturi, a demantelat deci 22 de culturi, unele în interior, altele asta în exterior. Astea pot fi calculate. Exact. La prețul de pe piață, iată exact. O estimare. O ducem în câteva sute. Eu îndrăznesc să cred că nu este tot fenomenul. Imediat. Dar la banii ăștia, permiteți-mi mie să cred, ca cetățean, domnule ministru, că serviciile noastre și că instituții de forță ale noastre nu sunt străine de fenomen. Ce să nu sunt străine? Știu rețelele, știu rețelele de distribuție. Nu, structura de informație trebuie să facă ancheta polițienească și ancheta penală. Aici trebuie să ne ranforsăm. Repet, informație există. Și, cum să spun... Poate le și există și la bază. Nu, da. Nu cred asta. Eu n-am, vă spun cu toată responsabilitatea. Nu am niciodată în acest sens. Una e ce credeți dumneavoastră, alta e ce se întâmplă în realitate. Foarte, speculăm foarte mult pe tona asta și, din păcate, asta are și un anumit efect de subminare a încrederii în instituția respectivă. Eu vă spun, principala problemă este faptul că a devenit un fenomen cultural. A devenit aproape o modă în rândul tinerilor. Ceea ce e periculos. Deci trebuie mers și la rădăcină, în familie, în școală, în societate, da. Cu un mesaj concertat, cu exemple concrete, unde să ajunge. Eu asta aș face dacă aș putea, vă spun, dacă aș putea, aș avea o baghetă magică, aș lua toți copiii din România, dincolo de o anumită vârstă în care au discernământul format, cât de cât, da? Și i-aș trece așa ca într-un carusel prin fața câtorva tineri care au căzut pradă drogurilor. Asta poate ca să-i vadă făcut... în ce stare ajung. Da, bun, pentru asta că o imagine... Face cât o mie de cuvinte. Exact. Da, bun. Asta... Eu am citit în 2011 într-un jurnal, un coleg de-al meu a făcut un reportaj împreună cu o profesoară de aici din București care avea probleme la clasă. Deci vorbim de anul 2011. Eram la Ministerul Justiției. Avea probleme la clasă. Recalcitranți, bullying, bun. Chiar și dânsa, profesoara, povestea că avea probleme cu clasă, numai între ele. I-a venit o idee de a organiza o vizită la penitenciarul Jijlava. Nu știu cum a reușit să împacheteze sau nu ideea, cert e că i-a convins sau i-a dus, în orice caz, cu clasa, în ora de dirigenție, la penitenciarul Jijlava. În orice caz, unul din București, deci. Și după vizita în penitenciar, reporterul a luat interviu unor elevi, 2-3 elevi. Textual, mi-a rămas aici în minte. Niciodată nu o să cal legea, nu o să ajung niciodată aici. Deci, o simplă vizită. Bun, asta ține de Ministerul Educației, să organizeze campanii, domnule ministru, să colaboreze cu celelalte ministere, cu dumneavoastră, deci trebuie cu justiția, făcut și acolo în zona asta bun, ceva. Clar, pentru... Nu trebuie să avem așteptări doar dintr-o parte. Vă dau un exemplu. Azi, n-avem foarte multe primesc astăzi, și eu am foarte multe întrebări. Închei cu asta. Da. Primesc astăzi un raport. Un elev aici în București. A fost văzut, mă rog, într-o stare oarecum ciudată. A fost semnalat medicul. A fost semnalată poliția, a fost testat, era drogat și s-a descoperit ulterior că părinții săi divorțaseră. Cu o zi înainte sau două aflase, tatăl între timp plecase din țară, deci o familie destrămată. N-a fost nimeni lângă el. Sau poate a fost, dar nici el nu știe că e cineva lângă el, dumne, în astfel de situații. Din fericire a fost depistat la prima, să spunem, tentativă de consum, a consumat. Bun. Câți o iau pe calea sunteți asta? Sunteți de acord cu testarea copiilor ajutați. În școală? Atenție, și aici a fost o confuzie. Nu cu testarea în masă, nici n-am propus acest lucru. Eu am spus următorul lucru. Exact ca în acest caz pe care vi-l descriu. În momentul în care elevul manifestă vizibil, semne că are un comportament, nu... derutant, că ar fi putut lua ceva droguri, atunci se semnalează doctorul, părintele și cu acordul lor, da, s-ar putea psihologul pune problema. Psihologul dacă există? Da. Deci oameni care să-și dea un consimțământ înainte. Dar pentru preîntâmpinarea fenomenului, o testare în masă credeți că ar ajuta?
Nu sunt de acord cu testarea în masă. Nu cred că ar ajuta. Cred că ar da un semnal greșit, ar crea o presiune nejustificată a celor care nici nu vor să audă de droguri. Sunt și astfel de marea majoritate, cred eu, sunt așa. Și nu s-ar justifica, plus că hai să fim pragmatici, vorbim teorie aici, și tehnic e foarte greu de făcut sigur, lucrul ăsta. Da, dar nu cred că, nu suntem acolo, domnule. Dar ca să ne ajungem acolo, trebuie să luăm măsuri acum. Și pe combatere și pe prevenție. Noi vorbim despre asta din cauza tragediei de la 2 mari, care în mod evident putea fi evitată, domnule ministru. Dumneavoastră ați înțeles, da, în mod evident, da. Dumneavoastră ați înțeles ce s-a întâmplat în acea seară până la urmă cu polițiștii ăia care l-au lăsat să plece, care v-ați lămurit, măcar dumneavoastră? Sigur. Ce a fost acolo? Neglijență în serviciu, clar. Abuz pe locuri. Corupție? Nu, nu am date că a fost corupție. N-a fost neglijență, corupție? Clar, nu. Nu am dat, s-a vorbit de telefoane, de intervenție. Da, exact. Nu am nici un capăt de informație oficială în acest sens și nici neoficială. Că știți că am multe lucruri să vorbesc și pe lângă. Am fost în Constanța. Nu. Dar cred clar că a fost cel puțin cu o zi înainte de accident. Acolo mi se pare că e flagrant. Ce? Când a fost oprit chiar de șeful poliției. Exact. Rutier. Acolo, pur și simplu, a fost o delăsare. Sau poate știau polițiștii mașina și au presupus că mai bine nu ne băgăm. Asta n-am cum să știu. Uh-huh. Dar telefon, informații, contact. Eu nu am fost informat oficial despre așa ceva. Că a fost ceva. Neglijență și prostie până la urmă. Și proastă organizare. Ați desfințat cu totul. Da, reorganizăm. Nu se înțeleagă cum Constanța nu mai e poliția acum. Funcționează poliția, pentru dar am un grup. Pentru că așa s-a înțeles la un moment dat că i-a trimis pe toți acasă. În final acolo ajungem. Dacă, cum să spun, o luăm riguros pe termen lung, în perspectivă, știți? E ca e celebru dicton. Pe termen lung suntem Shakespeare, pe termen lung suntem toți morți, știți? Pe termen lung, acolo e tabula rasa. Dar structura funcționează și în paralel avem un grup de lucru care gândește, și am și primit deja un raport preliminar, modul în care trebuie reorganizate lucrurile acolo. Nu, nu era un model de implementat, de adus, adică eu mă gândeam că atunci când ați desființat, vă spun cum am crezut eu că se întâmplă lucrurile. Păi și ce facem dacă îi trimitem instant pe toți acasă? Ce mai făcea poliția? Nu, nu mă gândeam că îi trimiteți pe toți acasă. Nu, credeam că importați un model de, nu știu. Ai, luăm de acolo. Păi și cum? Dar trebuie pus peste. Deci sunt contracte în curs, sunt ordine de dat, păi organigramă de făcut. Credeam că le-ați lămurit dumneavoastră pe toate. Deci, stați puțin, asta s-a întâmplat în 5 zile. Da. În 5 zile am stat și am realizat următorul lucru. Să iau sămuță, cutarea s-a mai făcut asta. Da. Se întâmplă o boacă, ne radem câteva capete, ieșim frumos la televizor, suntem foarte duri. Trece noi ca ministri, subiectul, trece subiectul și uite ce tare am fost eu. Cauza rămâne. Și mi-am spus, trebuie să merg la cauză. Cauza este structura neadecvată. Gândită zeci de ani în urmă, cu o schemă incompletă, sunt pe schemă 1519 polițiști și un deficit de 30%, vreo 300 lipsă, da. Uh-huh. 300-400 lipsă, da, pe toate structurile. Și care e clar ineficientă, dumneavoastră spuneați de port. Și noi numai portul acolo, gândiți-vă că avem două porturi, da. În primul rând. Avem centrala nucleară, avem granițe, avem două poduri strategice pentru România, nu mai spun de Cogălnicean. Da. Deci e un județ cu toate tipurile de infracționalitate, de la crimă organizată, evaziune fiscală, contrabandă, trafic de droguri, că vorbeam de el, da? Care prezintă o provocare deosebită. Dacă vom reuși acolo, în Constanța, atunci vom reuși în toată țara. Spuneți că aveți deja un raport preliminar. Care ce subliniază? Spre exemplu, subliniază suprapunere de competențe. Adică? Între diverse entități. Fac același lucru. Și știți ce înseamnă când doi sunt puși să facă același nu lucru. Nu iese nimic bun. Nu-l mai face niciun. Da. E ca la tenis, la dublu, dacă știți. Când vine mingea între jucători de dublu și fiecare crede că o lovește celălalt și mingea trece. În cât timp veți lămuri ce fel de structură? Necorelarea structurii competențelor cu amploarea fenomenului. Lipsă de resurse, alocare disproporționată a resurselor. O problemă de motivare, mai ales pentru tinerii polițiști. Pentru că, iară, nici asta nu s-a observat. Costul vieții în Constanța a crescut. Îi trimitem de la Academia de Poliție la Constanța, da? Păi din salariu el n-are banii să-și plătească garsone. Știți care e primul lui gând? Cum să plece de acolo? Sau cum să deci el nu se mai gândește fiecare după cum lasă conștiința. Dar să nu se mai facă, domnule polițist. Bun.
Asta este o altă discuție. Vocația, cum te dedici și așa mai departe. Dar până la urmă, dincolo de vocație și conștiință, e o problemă materială, efectivă. Înțeles, din da. Salariu nu poți să-mi plătesc chiria. Ce Dumnezeu fac? Dacă ești un om cinstit, îți faci bagajul și ai plecat în altă parte. Da? Clar nu-ți mai stă mintea la combaterea infracționalității. Că dacă mai ești un copil acasă sau doi, trebuie să te ocupi de asta. Dacă ești un om necinstit, treci gardul în partea cealaltă și din polițist te transformi în antipolițist. Da? Dar fenomenul există. Eu trebuie să țin cont de el. Oamenii l-au pus pe hârtie, l-au văzut, l-au scris, l-am aflat de altfel când am fost acolo. În cât timp credeți că vom avea la Constanța o structură din nou? În orice caz nu încheie acest an până când nu... Deci vorbim de anul ăsta. Da, anul ăsta, deci ar trebui să avem un IPJ, Constanța restructurat. Nu e de neconceput, stați puțin, m-am angajat public la asta. Nu, încercam să înțeleg cum faceți evaluările și care sunt termenele pe care vi le-ați dat pentru a vedea un model funcțional. Întotdeauna îmi dau termene interne mai scurte decât cele pe care le anunț. Dar și cum faceți evaluările săptămânal? Adică ce... Nu, e un grup de experți care permanent lucrează acolo și în București. Știți că am discutat, că ei au discutat, eu am organizat, să spunem, și dânsi și discută și cu experți din alte țări, care instantaneu, de cum am anunțat lucrul ăsta, s-au oferit să sprijine cu experți. Ne vedem, nu înseamnă că transbozăm neapărat un model din alte părți, pentru că și în alte părți sunt condiții specifice. Și văd că nu e prima dată când insistați în seara asta pe condiția lor financiară. Ce faceți până la urmă cu problema asta? Cum o rezolvați? Veți mapa cumva țara și veți vedea unde sunt puncte roșii? Veți disloca mai mulți oameni sau veți aloca mai multe resurse? Cum veți face? Care e gândirea? Da, trebuie să alocăm mai multe resurse, categoric, dintr-un loc, între compartimente, pe fermele prioritare. Spuneam că și în București aici trebuie ranforsat acest domeniu și categoric problema salarială nu o rezolvă doar ministerul, e o problemă mai mare și trebuie ținut cont, evident, și de starea țării. E o lege care o pregătește Ministerul Muncii. Sperăm să iasă cea mai înțeleg, repede. Adică... Dar rolul meu este totuși să semnalez. Și o fac nu numai la televizor, ci discuții constructive. Care zonele cu probleme ale țării? Aveți astăzi o imagine de ansamblu? Ce anume? Aveți o imagine de ansamblu asupra țării privind crima unde mai sunt probleme? Da. Uite, vă mai dau un județ la care nu știu dacă lumea e foarte atentă, unde e o problemă mare. Să nu spuneți Cluj, trimis corpul de control. Piatra Neamț. Păi la Neamț tot timpul au fost probleme, domnule, de la Șoric încoace. Nu deja s-a rezolvat? Am trimis un corp de control acolo. E next target, ca să spun așa, pentru mine. Neamțul. Da. Da, am stat de vorbă cu mulți oameni de acolo, inclusiv cu părinții unei victime, o fată tânără care a decedat în condiții suspecte în urmă cu 2 luni de zile, în camera unui traficant de droguri, în caz complicat, e la DICOT. Cazul. I-am primit în audiență și am aflat multe lucruri. Ați văzut și rapoartele Departamentului de Stat. Suntem în continuare sursă primară pentru traficul de carne vie, pentru toate nenorocirile. Da, adică e hemoragie generalizată. Da, să e de muncit aici, domnul. E de muncit ani de zile. Să închidem discuția despre droguri. Domnule ministru, punctele de trecere vamală cu Ucraina nu reprezintă o vulnerabilitate în context, nu a crescut trafic, sau suntem capabili noi ca țară să monitorizăm traficul de droguri care s-ar putea face prin punctele de trecere cu Ucraina, țara aflată în conflict unde controlele știm că sunt cum sunt, unde șpăgile sunt cum sunt, a vorbit și administrația de la Kiev că se dau șpăgi, că unii să treacă, să nu treacă, să nu se roleze, să nu se roleze. Reprezintă o vulnerabilitate în plus? Nu, e o provocare în plus, nu e o vulnerabilitate, ne facem bine treaba pe frontiere. Știți câți oameni au trecut frontiera noastră? Toate frontierele noastre, dus întors. 43.500.000. 43 de milioane. Ucrainienii au trecut de asemenea număr foarte mare. Prezenți în țară nu sunt foarte mulți. Da? Sunt 88.000 de cetățeni ucrainieni. Se integrează. Dar suntem... Câți au rămas? 88.000? Da, aproape 90.000. Sunt în regulă, se integrează, avem probleme dedicate și financiare și de integrare socială, inclusiv a copiilor, avem 30.000 de copii ucraineni în grădinițele noastre. E foarte apreciat efortul României pe această zonă de către toți vecinii și de știm cu toții să ne mobilizăm în astfel de situații și am făcut-o. Și am dat o lecție, dacă vreți, multora. Dar întrebarea mea avea și o dublă nuanță. Dar, în același timp, frontiera mea e frontiera mea, țara mea e țara mea
și focusul, concentrarea, ca să nu pic și în moda termenilor englezești. Concentrarea este trafic de arme, trafic de droguri, trafic de carne vie, cum să spun. Și ține situația sub control, ziceți? Nu sunt elemente care să indice o creștere. Că mă uit la cum a ținut sub control în ceea ce privește cerealele și cum au împânzit cerealele piața din România, domnule Predoiu. Ce are a face poliția de frontieră cu cereale, doamne iartă-mă? Păi știți poliția? Cum? Păi că nu se mai fac controle și că intră tot felul de cereale neconforme pentru niciun standard european. Controlul vamal și este în loc să tranziteze controlul țara, vamal a devenit una, în România piața de desfacere. Controlul vamal e una, da. Controlul la frontieră, pe poliția de frontieră, e altceva. Mm-hmm. Cred că puteți mai invitați pe aici, colegi, să mai discute despre asta. Bine. Da. Deci spuneți că e situația sub control și că n-avem de ce ne temem. Eu spun că pe zona de migrație, cifrele au scăzut, migrație ilegală, cifrele au scăzut, statisticile sunt mai bune decât anul trecut, s-a muncit mult, într-un an de zile, că există această prioritate trasată poliției de frontieră, că există atenția necesară, inclusiv în ceea ce privește potențial trafic de arme, trafic de droguri, trafic de carne vie. Da, știm că în Ucraina au operat și probabil mai operează, nu știu, dar tradițional se știe că au operat grupuri de crimă organizată, cum au operat și în Rusia și cum operează transnațional. Oamenii ăștia nu mai au naționalitate, ca să ne înțelegem. Exact. Da. Sunt în legătură și cu de-ai noștri și până în Mexic și așa mai departe. Și, da, colegii știu foarte bine că trebuie să aibă ochii în patru la povestea asta, pentru că asta ar mai lipsi, să avem și o criză a armelor în România. Oricum, e în atenția mea și acest lucru de a preveni de data asta și de a fi proactivi, să spunem, și de a ne uita puțin și la tot ce înseamnă regimul armelor în România, regimul muniților, să aflăm niște cifre exacte la zi aduse, cine, cum, ce arme are. Nu avem o evidență? Există, dar vreau să zic că trebuie permanent actualizată. Evident că mă gândeam că an de an trebuie să renoiești niște brevete, trebuie să Deci, atâta spun, că de data asta trebuie să fim și proactivi. Da. Mai ales că avem un conflict în vecinătate, cum a spus și noastră, unde tot circulă arme, că așa e războiul. La război se vând arme. Domnule ministru, cum e privit un om politic care intră pentru prima dată în Ministerul de Interne? În ce sens? Oamenii sunt la nivel formal, așa, aparent? Da. Bun, e armat acolo într-un fel, da? Oamenii sunt foarte respectoși, civilizați, gata să colaboreze, când să spunem. Când spuneați de faptul că dacă nu ții codala apăsată, ministerul nu funcționează. Și înțeleg că trebuie... unde bateți cu întrebarea dumneavoastră. Păi, atunci răspundeți. Și am să vă spun așa, și acolo, ca și în alte părți, poți să fii atâta ministru cât vrei să fii de ministru. Și nu trebuie să te aștepți să te iubească toată lumea, poate chiar nici să te respecte. Trebuie să știi exact ce ceri, când ceri, în ce condiții ceri și să spui foarte clar ce nu accepți. Ori eu asta am făcut de la început. Poate unii au fost de acord, poate unii nu, poate unii s-au bucurat, poate unii s-au întristat, dar am spus foarte clar ce vreau, care sunt prioritățile, cum vreau să se lucreze și ce nu accept. Respectiv, lenea, neglijență, ilegalități, lipsă de integritate, nu e în logica mea treaba asta. Și așa voi funcționa de acum înainte. Deci nu cred că sunt impredictibil pentru minister sau pentru armele sale. Sunt foarte predictibil. De ce vă întreb? Nu se schimbă aceste de lucruri. De ce vă întreb? Pentru că mulți dintre oamenii politici care au intrat pe ușa acelui minister au luat forma ministerului, domnule Predoiu, și în loc să vorbească public despre, uite, neajunsuri, despre probleme, au încercat să se pună bine cu structurile, mai ales cu structurile teritoriale. Știți ce am pentru că Ministerul Afacerilor fac? Interne, mai ales în contextul unui an electoral, este foarte important. Organizează, deține controlul, monitorizează, supraveghează, aveți și un serviciu secret pe acolo cu care, nu neapărat că dumneavoastră vă puteți juca, dar niște subalterni, așa, pot să facă și ei niște... Serviciul acela de informații este direct în subordinea ministrului. Deci, niciun ministru nu are niciodată scuza să spună că, nu știu, a intervenit, a nu știu cine, sau, nu știu ce. Este în subordinea ministrului și să știți că la prima discuție cu șeful acelui serviciu, care colaborez foarte bine, un om foarte serios, am spus foarte limpede, fără să jignesc pe nimeni, fără să fac prezumții, așa. Aștia, ca să îi spunem și... E porecla, nu-i da. Porecla, da, păi așa e și cunoscut. Nu intră în logica mea și nu o să accept încălcări de drepturi
ale cetățenilor și încălcări de proceduri și așa mai departe. Dar în același timp aștept să fie foarte eficient, pentru că pârghii la dispoziție și tehnice și legale au. Au, ca să fie foarte eficient. Și un serviciu foarte eficient. Și pot să spun că m-a informat despre multe lucruri care ar trebui îndreptate în minister. Da. Și n-am ezitat să iau măsuri. Și imediat. Raționamentul meu mai avea un paragraf. Intrând și luând forma acelui minister, domnule ministru, oamenii politici s-au cumplăcut în situația respectivă. Și din acest concurs politician versus structură, unele rețele infracționale au prosperat. Avem exemple în țara asta, dacă vreți, de orașe total capturate de interlop. Timișoara, care până mai acum 10 ani deschideau jurnalele de știri, știți foarte bine, cu clanurile, da, care au luat un oraș pe, da, proprietate personală. Bun. Asta nu se poate întâmpla decât cu concursul politicului, a serviciilor și a poliției, domnule ministru. În ce măsură mai sunt repetabile astfel de scenarii astăzi în România? Nu mă voi plia niciodată pe astfel de realitate. Și cât timp sunt acolo, voi lupta cu ea. Și mai degrabă voi, declarație politică, voi, așa, da. Asta le spun și lor. Voi impune aparatului acesta să lucreze în această direcție. Dar o evaluare v-ați gândit să faceți în fiecare județ în parte, în fiecare reședință de județ în parte? Dincolo de acest lucru, să explic și aparatului și armelor că este în primul rând în interesul lor să redevină eficienți pe măsura așteptării cetățenilor. Adică le referiți la nivel general, nu doar izolat. Exact. Da? Și să, cum să spun, să redevină un stâlp al societății. Adică poliția, poliția de frontieră și să știți că n-am vorbit mult de poliție și neîncredere, să devină din nou siguranță și încredere. Exact. Da. Când vezi un om îmbrăcat în uniforma poliției, poliție de frontieră, jandarm, da, nu mai zic de pompieri care deja și-au dobândit, da, un renume, trebuie să simți respect, siguranță, încredere, exact cum e și deviza lor. Există pârghii ca să împinge aparatul în această direcție. Le-am activat, le mențin, dar vreau să mai spun un lucru, la fel, fără niciun fel de pentru că marketing politic. Scurt, vă rog, că mai am o întrebare foarte țintită. N-am, aia... cel puțin Schengen, la vârf, nu am sesizat o rezistență. Adică, încă o dată, acest aparat lucrează în direcția în care... Bine, înainte lucrezi să intrați în ministerul, da, ăsta, ca cetățean, domnule ministru, ați avut senzația că MEAI-ul uneori a făcut politică? Recent, nu. Vă spun sincer, nu. Recent, nu. Adică, în ce sens? Dați-mi păi în sensul celor pe care vi le-am expus, nu, mai devreme. Vă spun ce cred că... În ce sens? Ce cred că ar trebui discutat mai deschis, da, în legătură cu politicul. Și nu e vorba neapărat de centru, cât de bază sau de teritoriu. Cred că poliția ar trebui să învețe să țină distanță mai mult față de politic local. De și de asemenea, politicul local invers. Și să folosească mai puțin pârghiile de acces către minister. În orice caz, eu le țin la ușă. O anunț și public aici. Mai sunt, cred că, 4 minute până la final. Problematica Schengen, de fapt, rana, dacă vreți, deschisă Schengen, domnule ministru. Nu trece lună fără să fie repusă pe tapet această discuție. Am văzut și ajutorul pe care l-a dat Ursula von der Leyen. A ieșit imediat domnul Nehammer, a zis, rămâne cum am stabilit. Nicio șansă, poate tura viitoare, cine știe când o fi. Pe scurt, are vreo șansă România să intre în Schengen etapizat, cum o fi anul ăsta? Eu cred că anul ăsta vor fi evoluții. Există un sprijin diplomatic în continuare consolidat pentru România. Am avut discuții cu omologul austriac, care evident că exprimă și pozițiile cancelarului. Și sunt sigur, pentru că am primit semnale înapoi, că am amenajat un cadru de discuții reluând în zona de cooperare aceste negocieri. Există o evoluție pozitivă în sensul că deja Austria nu mai pune România ca principală cauză pentru poziția ei, date fiind cifrele de migrație mai scăzute. Deci calea diplomatică a dat și un rezultat aici. Există o problemă pe care Austria o are cu cadrul european privind migrația și azilul, acordul Dublin, care se respectă și nu prea în Europa și trebuie reînnoit și se lucrează în acest sens. Există un contact permanent cu Comisia Europeană și la nivel de minister, dar și la nivel superior, Ministerul de Externe, președintele țării, prim-ministru și așa mai departe. Deci există premize
care ne îndreptățesc să credem în mod rezonabil că trebuie insistat pe calea diplomatică. Și ca anul că trebuie ăsta? Construit. Avem aturi și economice și ca anul ăsta ar trebui să vedem o evoluție. Acum, că această evoluție trebuie construită cu răbdare, asta apropo și de termene care s-au tot aruncat, trebuie ținut cont și de faptul că are și Bulgaria o problemă mai mare decât România cu Olanda, pentru că ei nu și-au închis MCV-ul. Și atunci este, cum să spun, de la sine înțeles că asta durează puțin. Da? Deci toate lucrurile astea trebuie puse într-un creuzet și acolo jucate astfel încât să putem avansa cu dosarul în acest an. Da, acțiunea anunțată de premierul Ciolacu, cum că vom acționa la Curtea Europeană de Justiție, ajută sau defavorizează cauza? Domnul prim-ministru, cu care am discutat după ce a făcut această declarație, a enunțat o posibilitate tehnică. Să nu înseamnă că România se duce mâine și bate la ușa. E o idee bună sau proastă din perspectiva noastră? Este o idee care, deocamdată, este, după părerea mea, prematură, dar a fost anunțată ca posibilitate, da? Deci calea diplomatică, după părerea primează. Mea, primează și, cum să spun, primează, în sensul că și premierul este pe această linie, dar, în mod firesc, dânsul a etalat toate aturile pe care le-am putea. S-a trezit să facă o declarație acum politică. Nu știu, o zic eu, nu judec eu nu vreau să vă ce a făcut și ce n-a făcut premierul. Da, e premier, are mai multe date, știe bine ce face. Cred că decizia relativ similare. Dar vreau să spun că nu exclude continuarea acestor demersuri diplomatice. Nu, și pentru că să vă spun și ca pare un diferent, pentru că șeful diplomației Klaus Iohannis, după refuzul acela categoric de la sfârșitul anului trecut, a zis nu, nu e o idee bună. Și iată că vine la 6 luni premierul Ciolacu, e o idee bună. E o problemă de timing, în primul rând. În general, un proces e și o problemă de calcul. Trebuie să te gândești pe cine dai în judecată, ce ceri, ce poți să obții și cu ce costuri. Toate lucrurile astea sunt în analiză. Ce ar obține România dacă ar fi judecată Austria? Nu vreau să mă pronunț aici la televizor, dar eu cred că tratatele sunt destul de clare. Pe de altă parte, încă o dată, nimeni nu a închis această cale diplomatică. Nimeni. Și ne consolidăm pe această zonă. Dar un stat are la dispoziție, nu toate armele pe care le are la dispoziție. Rămânem procedurale, instituționale. Spuneați de Bulgaria. Rămânem cuplați de bulgari sau credeți că ar fi o idee mai bună să ne decuplăm și să meargă fiecare pe drumul lui? Bun, asta este o întrebare doar teoretică, pentru că decuplarea la nivel diplomatic în acest, la nivelul acesta durează, cum să spun, un dosar care în sine durează luni de zile. Și la fel trebuie să te gândești pe termen scurt, mediu, lung, ce opții. Deocamdată nu este o opțiune nici la nivelul guvernului și, din câte știu, nici la nivelul președinției, această carte. Cât despre ideea enunțată deja de unii pe la Bruxelles și de partea bulgară și de partea română, că ar fi utilă crearea unui mecanism între cele două state, Bulgaria, România, un micro-Schengen, e mai degrabă o fantezie? Sau putem să ne propunem orice, dar gândiți-vă asta, ce semnal ar da România în felul ăsta? Un semnal că nu se mai concentrează pe Schengen, că își propune un alt viitor, cel puțin pe termen mediu scurt, energii diplomatice și instituționale s-ar duce într-o astfel de direcție. Eu cred că ar nedumeri pe toată lumea. România are aturi și șanse reale să facă progrese pe dosarul Schengen, a avansa acum un termen, că e septembrie, că e octombrie, că e noiembrie, ar fi neprofesionist și ultima rațiu trebuie să intervină atunci când nu mai ai niciun fel de instrument diplomatic. Mă referam la proces. Am înțeles. După ce se epuizează orice cale... Deocamdată suntem pe această cale și vă spun că dialogul este foarte bun. Și cu statele membre, și cu Comisia Europeană, și cu Austria. Bun. Au rămas foarte multe întrebări. Dar trebuie să avem răbdare. Eu înțeleg, răspuns, dar am rămas fără timp. Uitați, eu înțeleg și nerăbdarea și presiunea și dorința asta de a arăta că... 20 de secunde, vă rog. Dar trebuie să avem răbdare. Da? Am dacă avut nici noi acum... am avut răbdare și cu MCV-ul deci, și cu... Și atunci nu-i păcat. Așa, dacă mai avem doi pași. Să... Da? Încă puțin până departe. 20 de secunde, nu știu cum face regia, dar vă rog să le găsiți. Am scăpat de MCV, domnule. Da. După ani și ani de durere, de chin, de jale... Da, mie îmi spuneți asta. Păi, dumneavoastră vă spun că ați fost pe la justiție și... Da, da, s-a întâmplat un succes și datorită dumneavoastră. Echipă... Puterile au cooperat. Când au cooperat puterile, am reușit să avansăm. Dar am văzut așa un soi de relaxare în clasa politică. În sfârșit am scăpat. Bun. Bine, dar a scăpat România de corupție? Și atunci dați-mi voie să spun România mai matură ce trebuie din punctul ăsta de vedere? După părerea mea, și nu că a fost ministru, nici ca avocat cetățean, vă spun. Noi, acum, trebuie să ne impunem, să ne propunem
propriul nostru MCV. Adică să continuăm aceste... Că mai sunt lucruri de făcut în justiție. Foarte multe lucruri de făcut. În partea logistică, în partea de pregătire profesională, specializări, organizarea instanțelor, pun, mai facem o emisiune, dacă vreți, pe justiție. Le face doamna Gorghiu, sau o faceți cu doamna Gorghiu. Dar toată încrederea. Ceea ce cred acum este că cel mai bun răspuns pentru cetățeanul român și pentru europeanul care nu a spus la intrare în Europeană trebuie să aveți un MCV, să spunem, domnule, ne facem noi propriul MCV și vă arătăm, chiar vrem justiție, chiar vrem anticorupție și așa mai departe. Da. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru discuție și pentru disponibilitatea de a explica niște lucruri care uneori par inexplicabile. Sper că am și reușit în, da, măcar într-o măsură. Dacă oricum, nimeni nu-i perfect, știți? Pe cele restante promit să... Ce pot să vă asigur este că o să încercăm să facem absolut tot ce trebuie ca să mișcăm lucrurile din punctul ăsta mai departe. Pe dumneavoastră vă aștept după o scurtă pauză. Doru Bușcu, Cățăvenci vine în platou la final. Analizăm, pentru că s-au întâmplat multe de la ultima discuție cu Doru. Rămâneți alături de noi, merită.